Bine ați venit, dragii mei, la o nouă etalare. Aceasta este dedicată acelora care merg acum sau traversează acum un moment mai incert legat de profesie sau de finanțe. Poate că o parte dintre voi sunteți într-un impas sau ați vrea să vedeți care sunt în principal vibrațiile lunii august pentru zodia dumneavoastră. Eu voi lua, bineînțeles, fiecare zodie în parte. Voi face o etalare celtică prin care să vedem câte semne de monede vor apărea și totodată care sunt energiile, care sunt persoanele, ce situații ne arată tarotul. Sper, dragii mei, să găsiți răspunsurile pe care le căutați, vă îmbrățișez cu drag și am să aprind o lumânare, da, pentru ca tot ceea ce se revelează în această etalare să vă ofere lumina, soluția, da, și etalarea, bineînțeles, că se referă la profesie și finanțe, însă lumânarea pe care o aprind de obicei este în scopul menținerii sănătății și obținerii sănătății dumneavoastră, pentru că energia ne dă și poftă de muncă, și poftă de viață, și atenție pentru câștigurile fiecăruia. Începem etalarea cu zodia Berbec. Să vedem, dragii mei, pentru voi care sunt cele 10 cărți din etalarea voastră celtică. Și pot să vă spun așa, situația pe care cărțile vor să o specifice este turnul. Într-un fel sau altul, voi vă veți simți bine în pielea voastră, la serviciu și pe planul financiar. Aveți șansa să refaceți ceva, aveți șansa să reconstruiți, reclădiți, să consolidați unul dintre planuri, poate chiar ambele. Hai să vedem mai departe ce clarificare avem sau poate intervine ajutorul unei persoane din zodia Berbec. Văd de asemenea doiul de monede. Voi căutați poate o sursă suplimentară de venit sau încercați să echilibrați acest plan financiar. Din fericire, clarificarea sună și ca ideea că ar fi chiar două opțiuni. Parcă ar fi chiar două oportunități care se îndreaptă spre voi la nivelul acesta profesional și financiar. Să vedem ce știți, dragii mei. În acest moment aveți șaptele de cupe. Sunteți ușor confuz. Nu știți exact încotro veți merge. Ați vrea să fie și un job în care să vă placă ceea ce faceți, dar să și câștigați pe măsură. Vă văd preocupați mai degrabă de planul sentimental. Poate chiar treceți și printr-o îndrăgostire. Șaptele acesta de cupe spune atenție la iluzii, dragii mei, să fiți mai puțin sentimentali când e vorba despre profesia și mai ales câștigul dumneavoastră. Ceea ce nu știți este că vine o ofertă din partea acestui împărat sau că voi veți fi repus pe o poziție de autoritate. Împăratul reprezintă arcana majoră a berbecilor, dar totodată repunerea voastră într-o poziție și într-o lumină mai bună, o ofertă, un angajator, acest berbec, da, poate viitor șef sau colaborator care să vă scoată din aceste dificultăți. Trecutul recent vorbește despre treiul de bâte. Voi chiar ați încercat să faceți tot posibilul, să nu așteptați, să fiți cât mai proactivi, să căutați opțiuni, să discutați, să negociați în stânga și în dreapta. Asta recunosc și cărțile. Ce spune viitorul pentru voi, cavalerul de bâte? Viitorul sună bine, cred că într-un mod absolut rapid aveți această șansă să primiți o ofertă de muncă, dar parcă și voi sunteți ușor nestatornici, parcă vă răzgândiți. Ați vrea să lucrați într-un domeniu, după care găsiți niște dezavantaje, mergeți parcă apoi către altceva, după care înțelepciunea voastră vă aduce din nou, da, vă răzgândește, da, soarta asta, vă răzgândește. Hai să vedem cum vă veți simți la nivelul profesional și financiar.
Zecele de monede. E de bine, e de bine și cred că și familia vă susține. Voi sunteți poate cei care aduceți bani în familie, vă place să aveți o familie fericită și lipsită de griji, dar văd partenerii ai voștri din Taur, Fecioară sau Capricorn care vă vor susține, vor face în așa fel încât voi să nu vă mai complexați poate din cauza acestor dificultăți. Zic eu că vine o prosperitate către voi. Cum vă percep ceilalți? Ceilalți, dragi berbeci, vă percep ca pe un cavaler de spade. Voi sunteți foarte hotărâți să vă atingeți niște țeluri, indiferent de ceea ce vi se cere, indiferent de munca ce trebuie depusă. Dar sunteți foarte hotărâți să treceți peste orice fel de obstacol. Și e posibil ca cineva din gemeni balanță vărsător să vină cu o propunere spre voi. Speranțele, dragii mei, sau temerile sunt patru de cupe. Într-adevăr, cred că vă vine să nu mai faceți nimic, sunteți plictisiți, nemulțumiți, fie că vă place ceea ce faceți, dar nu câștigați destul, fie că nu vă place deloc ceea ce faceți, deși câștigați destul de bine. Totul este să percepeți această binecuvântare care poate veni din partea unei persoane din rac, scorpion sau pești. Vouă vă este teamă că vă veți pierde randamentul, vă veți pierde atenția și oportunitățile. Dacă veți merge pe acest drum, iată aveți optul de cupe, veți lăsa în urmă ceva. Se pare că vine o schimbare, vine fie schimbarea aceasta în cadrul aceleiași firme, a atitudinii voastre cu care priviți locul de muncă, poate vine o negociere, poate vine un nou loc de muncă, pentru că optul de cupe îmi arată că nu o să mai fie după luna august ceea ce făceați înainte, că lucrurile se vor armoniza, voi simțiți că meritați ceva mai mult și nu înseamnă să lăsați locurile de muncă până când nu aveți alternativele serioase. Posibil să fie chiar două oferte. Deci, ca și cărți de monede, avem doiul de monede și zecele de monede. Asta înseamnă că va fi un salt calitativ, un salt material consistent pentru dumneavoastră și sper să rezoneze într-un număr cât mai mare, dragile doamne și dragii domni din Zodia Berbec. Eu vă îmbrățișez cu mare drag și vă aștept și la alte etalări. Aș vrea să trecem, iată, la Zodia Taur. Să vedem pentru dragile doamne și dragii domni din Taur care ar fi predispozițiile legate de finanțe și carieră. Ce vor cărțile să ne povestească? În primul rând, subiectul îl reprezintă șapte de cupe. Fantastic! La fel a fost și la Zodia Berbec și ați văzut că am amestecat cărțile. Este o ușoară confuzie la nivelul finanțelor sau a profesiei, a ceea ce faceți la serviciu. Poate că, într-un fel sau altul, visați. Este ca o iluzie pe care vă faceți legat de un loc de muncă. Legată, da, iluzia. Ori este cineva din rac, scorpion, pești care încearcă să vă vândă niște iluzii. Clarificarea este puterea. Veți găsi curajul și determinarea, totuși, de a ieși din această confuzie, de a vedea lucrurile cât mai clar, de a depăși niște dificultăți, poate în colaborările dumneavoastră. Da, curaj, determinare, putere de decizie și de acțiune. Ce știți, dragii mei, din Zodia Taur este acest patru de cupe. Sunteți ușor nemulțumiți, nu prea vă mai vine nici să mergeți la job, nici să căutați altceva, însă să știți că cineva din rac, scorpion, pești va veni cu o propunere spre voi și vă va scoate dintr-o nostalgie. Ce nu știți, dragii mei, din Zodia Taur este optul de monede. Este prima carte de monede care vă liniștește oarecum. Voi vă vedeți de treaba voastră, sunteți conștiincioși și veți primi în sfârșit recompensa muncii voastre în concordanță cu efortul pe care îl veți depune. Ce s-a întâmplat în trecutul recent? Păi iată, am un șase de bâte, vi s-au recunoscut meritele. Poate că privesc și oamenii mulțumiți această etalare, dar voi chiar ați fost lăudați, ați fost apreciați,
ați simțit că ați avut pentru un moment un statut privilegiat. Colaborările au fost foarte bune, mai ales cu berbecile ei săgetătorii. Hai să vedem mai departe. Ce anume aduce viitorul? 10 de spade. Viitorul aduce încheierea unor trădări și a unor supărări, aduce un moment de evrica sau ura, adică pur și simplu se încheie niște necazuri. Fie că au fost potigneli financiare, fie că au fost persoane toxice, trădări, conflicte cu gemeni în balanță vărsător, ele vor trece. Mai rău decât a fost, nu o să vă mai fie. Deci, cred că veți trece cu bine peste un impas, dragii mei, pe care l-ați avut la nivelul banilor sau a jobului. Hai să vedem cum vă simțiți voi, ca niște împărătese. Împărăteasa este de obicei reprezentată de Zodia Taur, deci vă veți simți bine în pielea voastră, mai ales voi, dragi doamne, sau domnii vor fi avantajați de o șefă care se poartă într-un mod mărinimos, care vă apreciază într-un mod necondiționat și care, într-un fel sau altul, poate să reprezinte și o doamnă, da? Cum vă simțiți voi? Această împărăteasă pot fi doamnele din Zodia Taur care intră în concediu de maternitate. Poate vă gândiți la acest lucru, să aveți un copil. Hai să vedem cum vă percep ceilalți. Ceilalți vă percep ca pe o autoritate. Ceilalți știu că voi puteți, aveți putere de a conduce, determinare, știți să respectați legea și ordinea, știți regulile, știți să vă faceți ascultați de către subalterni sau de către oameni în general. Sunteți un fel de lideri, aș zice eu. Care sunt speranțele sau temerile cu acest rege de cupe? Vorbim despre niște speranțe de a armoniza, de a negocia salariul, de a reuși să găsiți colaboratori foarte, foarte împăciuitori. Regele de cupe vorbește de colaboratori din Rac, Scorpion, Pești, pe care puteți să întâlniți, dragii mei, și care este destinația dacă veți merge pe acest drum. Am un 9 de monede. Deci cărțile de monede, dragii mei, sunt 8 de monede și 9 de monede. Aveți împărăteasa și împăratul. Aici sunt suflete pereche care să vă ajute, dragii mei. Prin urmare, nu văd motive de îngrijorare. Aveți putere, curaj, aveți determinare să lăsați în urmă ceva. Sunteți recunoscuți pentru munca voastră. Deci, eu așa înclin să cred că pentru voi este o poziție privilegiată în luna august și sper din tot sufletul să rezonați cu etalarea respectivă. Vă îmbrățișez cu mare drag și Doamne ajută să ne revedem și la alte etalări, dragii mei, din Zodia Taur. Să vă meargă bine! Eu trec, iată, la Zodia Gemeni. Pentru dragile doamne și dragii domni din Gemeni, vom face imediat etalarea pentru a vedea cum veți sta cu finanțele și cariera în luna august. Cartea pe care pachetul dorește să o evidențieze este Asul de Spade. Voi găsiți o soluție, fie legată de job, fie legată de planul financiar. Asul de Spade reprezintă un proiect nou, reprezintă o alternativă pentru voi, colaborarea cu cineva din gemeni balanță vărsător, da, pentru că, iată, aici este spada geamănului sau femeii în geamăn. Hai să vedem clarificarea. Clarificarea vorbește și de roata destinului. Deci aici soarta voastră își spune cuvântul. Așa a fost să fie. Să aveți o victorie, să aveți un contract, să aveți colaborări cu persoane din zodii de aer sau din săgetător. Ce știți, dragii mei, legat de situația voastră este acest rege de cupe. Voi chiar vă doriți să vă înțelegeți cu ceilalți. Vă place colaborarea cu o persoană din Rac, Scorpion, Pești? Da, este cineva din zodie de apă care vă susține sau voi aveți această atitudine armonioasă, negociatoare, da, care își manifestă grija față de voi. Ce nu știți este puterea. Veți avea și putere și determinare.
în a depăși orice fel de obstacol. Puteți trece de niște persoane dificile. Nu știți de o persoană din zodia Leu care vă poate ajuta în demersurile dumneavoastră. Care este cartea trecutului recent? Păi avem o mare preoteasă aici. Poate să fie cineva din zodia Rac. Sau, dragi gemeni, voi aveți șansa să aflați un secret sau ați avut șansa să aflați un secret. Pentru că ascultați mai mult și atunci oamenii, într-un fel sau altul, se destăinuie către dumneavoastră. Hai să vedem ce aduce viitorul. Păi iată, viitorul vine cu un 10 de cupe. Eu văd înțelegeri, dacă au existat conflicte, văd negocieri foarte avantajoase, dacă voi vreți să semnați niște contracte, văd că este o atmosferă de lucru extrem de cordială la voi la serviciu. Cum vă simțiți, dragii mei, din zodia Gemeni? Vă simțiți precum o regină de cupe? Eu am aici suflet pereche, da, pentru că am un rege de cupe de care știți și voi sunteți regina de cupe. Poate chiar aveți o persoană dragă cu care formați un cuplu la locul de muncă sau vorbim despre doamne sau domn din Rac, Scorpion, Pești, care într-un fel sau altul se manifestă cu sentimentele către voi. Ce anume sau cum anume vă percep ceilalți? Cu acest paș de monede, ceilalți își dau seama că voi aveți grijă să învățați cât mai multe, să fiți cât mai economi, să aveți grijă de profituri, să le reinvestiți. Pajul de monede vorbește despre o persoană pricepută care învață foarte, foarte mult. Ce destinație? Nu ce destinație, dragii mei, ci ce temeri sau speranțe aveți. Cu 4 de bâte aveți speranța unei victorii în casă, o victorie la locul de muncă. 4 de bâte vorbește de colaborări foarte bune cu berbecile săgetătorii. Și iată, destinația, dacă veți merge pe acest drum, poate să reprezinte fie autoritatea voastră, fie un nou angajator sau aprecierea din partea unui angajator la care voi vă gândiți. Iată încă o clarificare, dragii mei, 10-le de spade și voi veți încheia cu succes o perioadă dificilă în care poate au fost conflicte cu gemeni balanțe vărsători, sau efectiv veți simți că lucrurile sunt destul de echilibrate pentru voi și că începeți să vă descurcați din ce în ce mai bine. Eu sper, dragii mei, așa să fie, să vă bucurați în continuare de tot ce este mai bun, mai ales pe partea asta a finanței și a carierei. Și mergem mai departe la zodia Rac, notând timpul la care puteți și dumneavoastră găsi informațiile. Haideți să vedem, dragi doamne și dragi domni din zodia Rac, ce mesaj ați avea dumneavoastră pentru, de fapt, nu ce mesaj au cărțile pentru voi, iertați-mă. Marele preot, văd o protecție divină și ajutorul unei persoane din zodia Taur. Se pare că este important pentru voi să rămâneți credincioși, să vă purtați cuvincios. Marele preot chiar vorbește de o protecție divină care vine spre voi. Clarificarea se referă la un cavaler de monede. Are loc o stabilitate. Se pare că persoanele din zodia Rac se vor bucura de acest cavaler de monede. Este o situație prosperă care nu se grăbește foarte tare să vină spre voi, însă are toate șansele să întâlniți, da, să întâlniți această persoană în seara cu, sau nu în seara neapărat, dar vine spre voi o situație financiară bună sau o situație profesională. Ce știți, dragii mei, este 9 de cupe. Vă place ceea ce faceți, vă place foarte mult și probabil că aveți doar grija aceasta a prosperității, pentru că 9 de cupe vorbește și de faptul că vă place să fiți independent, să nu depindeți de parteneri sau partenere. Ce nu știți, dragii mei, este cartea a 4-lui de cupe. Este bine să ieșiți dintr-o plictiseală, dintr-o supărare, din dor, dintr-o nostalgie, pentru că acest 4 de cupe cred că vă va ajuta să vă meargă foarte bine pe viitor și
Sper din tot sufletul să simțiți dacă este o binecuvântare, fie financiară, fie profesională. Trecutul recent vorbește despre o regină de monede. Voi chiar ați avut o situație financiară foarte bună, foarte bună și sunteți doamne 3 în 1. Sunteți mame, grijulii, soții devotate, dar și femei de carieră și simt așa că sunteți o doamnă care vă place să vă aranjați. Poate că este o anumită persoană din Taur, Fecioară, Capricorn, dragii mei ragi, care a apărut într-un fel sau altul, sau este o postură în care puteți fi dumneavoastră. În viitorul apropiat văd un paș de bâte. Pașul de bâte reușește să treacă cu bine peste niște încercări, peste niște acțiuni. Sunt persoane din berbec leu săgetător alături de voi și veți simți această atmosferă, să spun, foarte, foarte plăcută. Pașul de bâte este ca o viitorul unei energii foarte bune. Nu știu dacă voi intrați într-un concediu de maternitate, pentru că pașul de bâte este și o energie tânără a unui copil, sau voi, efectiv, sunteți extrem, extrem de energici la locul de muncă. Hai să vedem mai departe. Cum vă percep ceilalți? Șasele de monede. Ceilalți vă percep ca fiind filantropi, se pare că nu luptați numai pentru binele vostru, ci puteți să ajutați și pe ceilalți. Șase de monede vorbește despre o perioadă plină de prosperitate. A doua carte se referă la echilibru sau la cumpătare. Este o carte frumoasă care descrie săgetătorii. Cumpătarea aceasta vă împiedică să vă grăbiți, să fiți impulsivi și se pare că da, cu acest echilibru voi vreți să vă și placă ceea ce faceți și să fiți și să și câștigați conform acestei plăceri. Care este speranța sau care este temerea? Șaptele de cupe. Speranța poate ține într-o creativitate, iar temerea ține de capul în nori, da, al unora dintre dumneavoastră, pentru că orice fel de nuanță, da, cu acest șapte de cupe, este o ușoară confuzie, dar simt că pur și simplu, ori că sunteți la limita unor iluzii, ori că sunteți confuzi, nu puteți vedea cu adevărat care sunt avantajele dumneavoastră, dar iată că avem și turnul, dar turnul spune că voi trebuie să refaceți ceva. Fie că vreți, fie că nu vreți, veți avea șansa să trăiți ceva destul de intens, să fie o surpriză la care nu vă așteptați clar, dar vă scoate puțin din zona de confort, însă are un efect foarte, foarte benefic. Sper să vă meargă bine și să vă bucurați de tot ce este mai bun și mai frumos. Și hai să vedem, dragii mei, lei. Mergem la zodia leu și să vedem un pic care ar fi predispozițiile pentru dumneavoastră. Și avem așa, dragii mei, în primul rând, subiectul pe care cărțile doresc să-l menționeze este cinciul de bâte. Dar acest bărbat încearcă să treacă cu bine peste niște încercări, are în ajutorul său tot felul de aspecte, obiecte. Cinciul de bâte spune că voi învingeți orice ar fi. Apoi, clarificarea 10-lui de cupe arată armonizări, negocieri, faptul că sunt rași scorpion pești, dragii mei lei, care vă vor invita sau vor încerca să socializeze foarte mult cu voi. Hai să vedem ce știți, dragi lei. Văd că aceste cărți doresc să se exprime. Cu 3-ul de cupe voi sunteți într-o sărbătorire sau este un moment important al unei firme. Posibil, da, să fie această energie. Hai să vedem mai departe. Mai departe, ce nu știți este 2-ul de spade.
nu știți anume ce să faceți, parcă ați fi înclinați și spre o direcție și spre cealaltă. Este cel mai important să vă întoarceți de oriunde ați fi, să vă întoarceți acasă, pentru că veți găsi așa, în afară de posibile rude, veți găsi și persoane care să vină în ajutorul dumneavoastră. Hai să vedem trecutul recent. Trecutul recent vorbește despre un berbec, un leu sau un săgetător, este acest rege de bâte, da? Apoi viitorul vorbește despre împărat. Împăratul reprezintă o figură, o autoritate, care se manifestă destul de interesant. Împăratul face legea și ordinea, fie este un post, fie asta vă așteaptă ca viitor șef, da? O poziție de autoritate. Hai să vedem mai departe ce spun cărțile. Cum vă percep ceilalți? Ca un paș de bâte. Vă percep energici, destul de dinamici, vă place să vă bucurați de viață. Rămâne însă să vedeți da, ce alte cărți mai primim. Și iată ce frumos avem șasele de spade. Voi mergeți mai departe. Parcă nu mai sunteți dornici să rămâneți în situația respectivă. Și da, vă place foarte mult felul în care, nu știu, vă decorați locuința sau aveți grijă de locuință. Foarte, foarte interesant. Hai să vedem. Noi acum vorbim practic de locul de muncă. Noi vorbim despre finanțe. Deci, voi parcă lăsați în urmă un conflict. Dar pajul de bâte îmi spune că tot așa, vreți să aduceți vești, sunteți atenți la vești. Cum vă percep ceilalți? Da? Eu așa simt că, într-un fel sau altul, voi aveți o speranță într-o victorie și da, vă văd într-o victorie, mai ales că e cartea racului. Deci fetonul sau carul triumfal anunță o victorie pentru zodia rac și la nivel profesional și la nivel financiar. Așadar, dragii mei, sper să vă meargă bine, da, aceasta este speranța voastră. Hai să vedem și destinația dacă o veți lua pe acest drum. Și văd pajul de spade, veți fi foarte curioși, veți fi foarte hotărâți să spionați o anumită situație, da? Sau este cineva din gemeni balanță vărsător care să vă ajute. Apoi vedem marele preot, protecție divină, da? Și într-adevăr și cartea aceasta spune că dorința la nivelul profesional și financiar o să vă mulțumească, dragii mei. Poate să fie și cineva din zodia Taur. Prin urmare, sper să vă meargă bine, sper să fiți cât mai dornici, da, de evoluție și de câștig. Eu vă invit cu mare drag să, da, pentru că noi acum am vorbit despre leu, e adevărat, am văzut victoria racului acolo, s-ar putea să vă ajute un rac cu un mijloc de transport sau să vă ducă sau voi reușiți să cumpărați o mașină. Poate o parte dintre voi aveți, dragii mei, lei, cum să vă spun, niște șanse din acestea la care nu vă gândiți, dar cel puțin ca și da, protecția divină, curiozitatea voastră, acest car triumfal, acest succes, șasele de spade, lăsați parcă în urmă niște conflicte. Pajul de bâte aduce de asemenea energie multă, dar doiul de spade vă determină să luați o hotărâre cu privire la un loc de muncă, la o poziție, da? Și am acest trei de cupe. Treiul de cupe poate să vină cu o sărbătorire, cu o bucurie. Totodată, regele de cupe vine cu armonizări și cu negocieri foarte bune. Regele de baghete, la fel, reprezintă pasiunea pentru ceea ce faceți, iar cinciul de bâte, faptul că reușiți la concursuri, treceți cu bine peste niște încercări. Să știți că nu avem nicio carte de monede, dar le-am reluat și le-am tot reluat.
Voi, dragii mei, sunteți foarte emoționali și probabil nu foarte împliniți material, pentru că, din nefericire, iată că nu se întrevăd niște câștiguri financiare foarte puternice. Însă, poate sunt conjuncturile sau sunt ascunși sau pentru voi este mai important să vă placă ceea ce faceți și banii vin, dar poate că voi nu le dați atenție sau circulă banii, da, vin la voi și îi dați mai departe pentru această împlinire, această bucurie, această energie pe care o simt eu. Sper să vă meargă bine la mulți ani acelora care se serbează în august și iată cum trecem la Zodia Fecioară. Să vedem, dragi doamne și domn din Fecioară, ce spune crucea celtică pentru voi legat de finanțe și de carieră. Cartea, subiectul, se referă la spânzurat, care poate să aducă vorba despre o persoană în Zodia Pești cu care voi negociați sau lucrați, ori la un blocaj în care voi sunteți, fie la nivel profesional, fie financiar. Dar parcă voi aveți un mic sacrificiu pe care îl faceți pe unul din planurile acestea pentru a atinge un scop mai înalt, dar este un sacrificiu benevol. Ca și clarificare cu pajul de bâte, cred că vin vești bune spre voi, cred că aveți colaborări frumoase cu berbecii lei săgetătorii, vă simțiți revigorați, se apropie și soarele din 23 august, parcă, da, trece în Zodia Fecioară. Hai să vedem ce știți, dragii mei. Ce știți este acest 6 de spade, care spune că voi lăsați în urmă ceva, un conflict și mergeți mai departe în colaborări cu gemeni în balanță vărsător. Cred că ați lăsat în urmă, da, ceva care v-a consumat multă energie și sunteți mai încrezători în viitor. Ce nu știți, dragi fecioare, este acest 4 de spade. Trebuie să vă încărcați bateriile, să vă planificați finanțele, trebuie să fiți cât mai să vă reflectați asupra situației locului de muncă sau al banilor. Ori poate mergeți în vacanță. Ce nu știți este că veți avea chiar o vacanță pe care poate nu v-ați programat-o, dar în luna august apare pentru voi în urma unei invitații. Ce anume s-a întâmplat în trecutul recent? Steaua. Steaua reprezintă o veste bună sau un vărsător pe care l-ați simțit alături de voi. Ați văzut așa o luminiță la capătul tunelului. Ce aduce viitorul? Doiul de bâte. Viitorul aduce de asemenea o stare de reflectare. Adunați informații, colaborați prin corespondență cu persoane aflate în alte orașe. Acest doi de bâte îmi spune că nu acționați sau că v-ați detașat puțin de situația dumneavoastră profesională. Hai să vedem cum vă văd ceilalți. Deocamdată nu am văzut niște cărți de monede în cazul dumneavoastră. Păi văd în primul rând o mare preoteasă la felul în care vă simțiți voi. Aflați informații, aflați secrete, sunteți înțelepți, vă folosiți această înțelepciune la nivelul profesiei voastre. Poate că veți colabora cu cineva din Zodia Rac într-un sens bun. Cum vă văd ceilalți? 9 de cupe. Ceilalți vă văd destul de mulțumiți, de independenți, dar se pare că vă place să lucrați într-un mod individual și mai puțin în echipă. Hai să vedem ce speranțe aveți, dragii mei, cu 5-ul de bâte. Speranța este să treceți cu bine peste niște bețe în roate care vi se pun. S-ar putea să vă ajute berbecii lei săgetătorii. Care ar fi destinația ca să ajungeți la acest drum? 6-le de cupe. Păi 6-le de cupe poate să reprezinte regăsirea unor colaboratori din trecut. Poate reluați contracte și conexiuni cu foști colegi de afaceri, foști parteneri sau este aici cineva din Rac Scorpion Pești care vă determină să fiți mai emoționali. Voi s-ar putea să aveți în această
luna august, dragi fecioare, o atmosferă așa mai detașată. Poate ați avut luna iulie mai agitată și în august doriți efectiv să așteptați, să vedeți ce informații vin spre voi și ce energie apar. Parcă vă bucurați mai mult de viață, de vacanță și nu prea vă preocupă partea aceasta financiară. Iar dacă vorbim despre tendința viitorului la Zodia Fecioară, înclin să cred că pentru dumneavoastră ar fi destul de, cum să spun eu, planul financiar nu v-ar interesa așa de mult cât v-ar interesa să vă placă ceea ce faceți la locul de muncă, să vă placă să aveți satisfacția aceea lucrului bine făcut, să petreceți timpul într-un mod armonios, mai ales da, să aveți reușitele individuale. Eu vă îmbrățișez cu mare drag și haideți să vedem, trecem la Zodia Balanță. Vorbim despre dragile noastre doamne și domn din balanță. Să vedem care sunt cărțile de monede care vor reuși să vă transmită câteva informații. Voi face talarea celtică cu cele 10 cărți și avem, dragii mei, în primul rând, avem situația unei schimbări. Se încheie un capitol și se redeschide altul. Are loc o transformare, o schimbare în profesie sau în planul financiar. Ori este o persoană din Zodia Scorpion care intră în viața voastră și care vă transformă și concepția și părerea față de profesie. Apoi clarificarea vorbește de un 6 de monede. Clarificarea aduce abundență, deci avem prima carte de monede, abundență suficientă încât să vă rezolvați și dumneavoastră tot ce aveți de făcut, dar mai ales să puteți ajuta la rândul vostru pe altcineva. Ce știți, dragii mei, este acest 2 de bâte, faptul că voi sunteți în așteptarea unor informații importante, a unui ajutor venit de la cineva din berbecleu săgetător, dar voi corespondați cu cineva aflat peste orașe sau sunteți mai detașați un pic de planurile acestea profesional și financiar. Nu este exclus, dar cineva din berbecleu săgetător să aibă niște discuții mai aprinse cu voi. Ce nu știți este o veste bună, steaua. O veste bună care vine spre voi, poate de la un vărsător. Steaua anunță foarte multe reușite, începuturile unor deblocări, dar ținem cont și de faptul că 6 de monede de aici, care reprezenta, cum să vă spun, clarificarea, vorbește și despre o sumă de bani pe care voi ați împrumutat-o cuiva sau ați investit-o și acum vă vine înapoi sau vine profitul muncii dumneavoastră din trecut. Care este trecutul recent? Doiul de cupe. Trecutul recent este plăcerea voastră de a face ceea ce vă place, de a lucra cu persoane care vă plac. Doiul de cupe aduce de vorba despre suflete pereche, colaboratori sau chiar persoana voastră dragă care vă susține. Sunt da, bărbați sau femei din rac scorpion pești. Care este viitorul recent sau apropiat? Doiul de spade. Veți avea de făcut o alegere. Sunteți destul de indeciși. Are loc o schimbare pentru că veți încheia un anumit capitol pe planul acesta, fie profesional, fie financiar, și veți opta cu doiul de spade în a vă apăra interesul și în a lua o decizie. Da? Hai să vedem până la urmă cum vă simțiți voi, dragii mei, din balanță. Spânzuratul îmi spune că vă simțiți într-un ușor blocaj, nu știți exact cum o să meargă lucrurile pentru voi, poate că e alături cineva din Zodia Pești. Cum vă văd ceilalți? 9 de monede. Ce bine, dragii mei, a doua carte de monede. După 6 de monede avem 9 de monede. Deci prosperitatea aceasta își face loc în cazul dumneavoastră.
poate negociați un salariu sau afacerile încep să meargă bine. Da, deci 9 de monede arată cartea prosperității unei persoane prin munca proprie, printr-un lucru individual. Speranțele sau temerile, da, speranțele țin de o putere. Puterea pe care o aveți, curajul și determinarea de a vă atinge scopurile. Să treceți peste persoane dificile, da, poate fi speranța și o persoană din zodia leului pentru voi să conteze foarte mult. Și destinația, dacă veți merge pe acest drum, este șasele de spade. Voi lăsați în urmă o perioadă agitată, dar se pare că în sfârșit da, aveți și parte de un ajutor sau de o întoarcere a unui favor, dar și de putere și de prosperitatea acelei cărți a 9 de monede. Sper din tot sufletul chiar să vă bucurați, dragii mei, și să vă meargă bine atât în profesie cât și în planul material. Și hai să vedem, dragii noștri scorpioni, ce energie au referitoare la carieră și finanțe. Ce vor să spună cărțile prin această etalare celtică despre job, despre bani, despre valorile materiale? În primul rând, vorbim despre o regină de cupe. Scorpionii, în general, sunt persoane sensibile, persoane feminine. Dacă sunteți domn din Scorpion, aveți o delicatețe, o sensibilitate deosebită, un bun simț. Regina aceasta de cupe chiar vrea să se înțeleagă cu toată lumea. Chiar vrea să închidă niște conflicte și ca toată lumea să fie mulțumită. Iar doiul de cupe vorbește despre ideea că la jobul vostru sau în planul financiar vă ajută un suflet pereche. Pot fi persoane din rac Scorpion Pești pentru voi, colaboratori care vă salvează dintr-un impas, dacă există un impas legat de job sau de bani. Hai să vedem ce spun cărțile. Este 9 de cupe. Ce știți, dragii mei, este că aveți o împlinire personală, vă place foarte mult ceea ce faceți. Deocamdată nu avem cărți de monede ca să ne dăm seama de planul financiar, dar vă pot spune ce nu știți încă. Este acest as de cupe. Vine o binecuvântare spre voi, vine această prosperitate. Asul de cupe poate reprezenta persoane din rac Scorpion Pești și lucrurile se pare că se pot aranja, cel puțin la nivelul acesta emoțional. Vă place foarte mult ceea ce faceți și cu cine lucrați. Dragi scorpioni, în trecutul recent ați avut această împărăteasă, fie că a fost un statut foarte bun de prosperitate pentru voi, de autoritate, poziție frumoasă, sau este cineva din Taur care v-a ajutat, sau este o poziționare foarte bună a dumneavoastră dacă sunteți doamne, ori este o șefă care într-un fel sau altul ține la voi și vă încurajează în ce aveți de făcut. Viitorul vine cu 4 de monede, care înseamnă stabilitate financiară, dar și multe economii. Se pare că vă uitați de două ori înainte să cheltuiți niște bani. Cu acest 4 de monede nu e o dorință să investiți. Cum vă veți simți, dragii mei? Cu această carte a exceselor, cred că veți fi ușor nemulțumiți, poate chiar furioși, mai geloși, sau vă veți simți așa, dependenți de muncă, dependenți de control sau de bani. Posibil de asemenea să vă ajute cineva din zodia Capricorn. Care este cartea a felului în care vă văd ceilalți, 9 de spade? Ceilalți își dau seama că voi sunteți aproape de finalizarea unor dificultăți, ori legate de job, ori legate de finanțele voastre. Cu acest 9 de spade, poate că vorbim și de persoane din geme balanță vărsător care încearcă într-un fel sau altul să vă susțină în ceea ce faceți. Regele de spade reprezintă o speranță, n-aș zice că este temere, speranța unui angajator foarte bun, a unui partener de afaceri, a unui consultant care să vă evalueze, să vă recomande ceea ce este mai
ce trebuie să faceți la nivelul rațional? Regele acesta de spade poate să fie un expert, un șef, un angajator care să vă ofere ceva foarte frumos și destinația, dacă veți merge pe acest drum, dragi scorpioni, este pajul de monede. Vedeți, până la urmă a apărut și moneda, dragii mei, aveți patru de monede aici, care înseamnă stabilitatea pentru viitorul apropiat, aveți asul de cupe cu această abundență și, din fericire, și pajul de monede. Voi, dacă ați investit, veți primi profit sau veți învăța cum să faceți bani, veți avea primele sume de bani de care veți ține cu dinții. Deci nici patru de monede nu înseamnă investiție, da, ci mai mult economie, și nici pajul de monede nu prea riscă. Deci veți fi foarte cumpătați la nivelul profesional și financiar și cred că sunteți foarte bine aspectați, cel puțin așa am văzut în cărți. Eu vă îmbrățișez cu mare, mare drag și haideți să mergem la zodia Săgetător. Să vedem pentru dragile doamne și dragii domni din Săgetător ce anume spun cărțile, da, legate de finanțe și carieră. Avem în primul rând cartea Pajului de Monede. Voi deja aveți, să spun, câștigată o sumă de bani sau sunteți foarte conștiincioși în acest domeniu financiar. Poate colaborați, dragi săgetători, cu persoane din Taur, Fecioară, Capricorn. Ca și clarificare, am un 6 de spade. Voi vreți să vă meargă mai bine, voi ați negociat, ați ajuns la o înțelegere cu o persoană din Taur, Fecioară, Capricorn sau cu cineva din Gemeni în Balanță, Vărsător, pentru că ați fi vrut foarte mult să păstrați o anumită... mai conservatori, un anumit proces de lucru, proceduri de lucru, da, un mod de a cheltui banii foarte cumpătat. Care este cartea, ceea ce știți? Cu cinciul de monede știți că duceți o anumită lipsă. Fie nu vă place locul de muncă, fie nu vă place cât câștigați. Ce nu știți, dragii mei săgetători, este că vine acest mare preot cu o mare protecție divină. Văd că este un angajator, da, acest mare preot poate să stabilească pentru dumneavoastră și ceilalți niște modalități tradiționale, nu știu cum să le spun, dar ce face marele preot? Este acel angajator conservator sau acele propuneri financiare care de obicei sunt foarte bine analizate și corectate. Doiul de spade reprezintă trecutul recent. Voi a trebuit să alegeți. Să alegeți poate într-o colaborare cu cineva din Gemeni în Balanță, Vărsător, sau a merge tot pe drumul vostru. Ce aduce viitorul? Aduce Regina de Cupe, armonizări și împăcări diverse. De asemenea, ar putea să fie persoane din Rac, Scorpion, Pești care să aibă nevoie de aceste momente de liniște. Iată, cărțile au căzut. Aș vrea să vă spun că cum vă simțiți voi în acest moment este luna, sunteți ușor confuz, dragi săgetători, sau la ceas de seară aveți o interacțiune cu Rac, Scorpion, Pești. Sunt oameni care vă încurajează și vă susțin în ceea ce faceți, chiar dacă treceți printr-o perioadă tulbure. Cum vă văd ceilalți îndrăgostiții? Da, poate sunteți ușor confuzi sau ceilalți vă plac foarte mult, dar sunt într-o relație oficializată, prin urmare fac o alegere bazată pe moralitate. Speranțele sau temerile vin cu treiul de bâte. Speranța este să treceți la acțiune, să nu mai amânați nimic. Temerile țin de direcția în care mergeți, dar totul este să vă ascultați și propria intuiție. Cinciul de spade îmi spune că voi veți negocia în curând, dar poate cu cineva din Gemeni în Balanță, Vărsător. Veți vrea să lăsați de la voi, să câștigați și voi mai mult. Deci lucrurile pot să fie cu acest 5 de spade o negociere continuă. Wow, cavalerul de monede vine să completeze
cartea acestui, ia să vedem, dragii mei, ce mai aveați, pajul de monede l-aveați, da? Și acum aveți cavalerul de monede. Deci voi urcați puțin în ierarhia aceasta financiară. Vă îndreptați cu pași destul de serioși, dar foarte siguri, într-o direcție de prosperitate. Și dacă veți merge pe acest drum, cu acest șase de cupe, vă văd ușor nostalgici, ușor aplecați spre trecut, spre a colabora cu foști angajați sau cu foști colaboratori. Șasele de cupe vorbește despre foști colegi cu care vă puteți întâlni în piață, în piața de locurilor de muncă sau în piața afacerilor, dar în niciun caz, eu mă refer doar la modul profesional, dragii mei. Sper să vă meargă bine și să vă bucurați de tot ce e mai bun, dragi săgetători, și începem, iată, etalarea pentru dragile doamne și dragii domni din Capricorn. Să vedem pentru voi planurile financiar și al, muncii, da, cum anume se va dezvolta. Am mult curaj, mult curaj pe care îl sesizez la nivelul personalității dumneavoastră. Sunteți curajoși și determinați să vă atingeți scopurile. Dar cred că voi și colaborați cu o persoană din semnul leului, pentru că aici este puterea. Ori aveți nevoie de această putere. Hai să vedem mai departe. Clarificarea este, ține de treiul de monede. Voi vreți să colaborați cu cineva. Cu treiul de monede intrați într-un mecanism în care aveți un rol important. Poate sunt persoane din Taur, Fecioară, Capricorn. Care sunt următoarele cărți? Ce știți este că aveți nevoie de acest nou început. Fie un job nou, fie un salariu negociat. Poate că știți de o persoană din zodia Vărsător care o să vă ajute în ceea ce aveți de făcut. Ceea ce nu știți este șaptele de monede. Voi nu sunteți chiar foarte mulțumiți de cât câștigați, dar oricum este mai bine decât nimic. Din câte văd, cu șaptele de monede, voi veți continua cu multă perseverență să atingeți niște praguri în așa fel încât să vă meargă, să vă țină foarte bine. Hai să vedem în continuare ce anume s-a întâmplat în trecutul recent, asul de spade. Voi ați găsit o soluție sau ați vrut să demonstrați că aveți dreptate într-o anumită chestiune? Asul de spade poate să vorbească de un conflict, dar și de o găsire a unei soluții. Totodată, șaptele de bâte spune că voi vă ridicați deasupra unor neplăceri. Deci veți vedea foarte rapid că acțiunile voastre sunt menite, îndreptate într-o direcție foarte bună. Hai să vedem în continuare, da, care sunt cărțile pentru această etalare celtică. Cum vă simțiți? Cu 9 de spade, voi mai aveți puțin. Mai aveți de trecut o încercare, mai este ceva, da, de încercat, sau e o discuție cu persoană din gemeni în balanță Vărsător. Următoarea carte, Regele de Spade, vorbește de un angajator, de o instituție de stat, de un șef, de cineva din geme în balanță Vărsător. Deci lucrurile cred că vor fi bune pentru voi. Hai să vedem ce anume spun cărțile. Ne referim la carul triumfal, care poate să fie a unui persoane în zodia Rac, sau voi, dragii mei, veți merge cu un mijloc de transport în comun, veți încerca să faceți tot ceea ce este mai bun și mai corect. Și cu acest card triumfal poate aveți o victorie pe care vreți să o sărbătoriți. Șaptele de cupe arată tot așa cu șaptele de cupe o ușoară confuzie, o ușoară nehotărâre. Parcă nu știți totuși ce este mai bine, cum ar trebui să procedați și așa mai departe. Contează să vă creșteți încrederea în voi, să vă gândiți că meritați și să aveți un stil de viață ca și cum ați demonstra că meritați ceea ce vor cărțile să vă spună. Mi-a căzut o carte, dragii mei, sper să pot să o preiau. Am reușit.
Și vă mulțumesc tare, tare mult pentru audiența voastră, vă îmbrățișez și să ne revedem și la alte etalări. Eu trec, iată, la zodia Vărsător, să vedem pentru dragile doamne și dragii domni din Vărsător care sunt informațiile legate de carieră și finanțe. Acest cavaler de monede vorbește despre un job nou, o carieră, o ofertă de muncă de cineva din Taur Fecioară Capricorn care reușește. Da? Cavalerul de monede vine cu dragoste, cu pasiune, dar și cu o atmosferă bună și productivă la lucru, dar se hotărăște destul de greu și poate veți simți această senzație că nu mai vine odată, da, acea binecuvântare în viața voastră. Ca și clarificare cu doiul de cupe, cred că este un suflet pereche care vă veghează, care vă ajută atât pe planul serviciului cât și al finanțelor. Veți vedea și dumneavoastră exact despre ce este vorba. Eu pot să vă spun ce știți, da, faptul că lăsați în urmă o perioadă mai neplăcută din perspectivă financiară. Șasele de spade aduce iar cu energie din gemeni balanță vărsător. Apoi, iată, ce nu știți este, wow, un rege de monede. Păi, sunteți cei mai bine aspectați, dragi vărsători. Regele de monede vorbește de stabilitate, despre reușită financiară și profesională. Da, lucrurile sunt foarte stabile pentru voi. Ce s-a întâmplat în trecutul recent? Ați avut această putere, putere de convingere, putere fizică, să vă meargă bine și să aveți tot ce este mai bun. Să vedem și șaptele de cupe. Da, șaptele de cupe este viitorul. Poate o ușoară confuzie care mai continuă în cazul vostru. Sau voi la serviciu vă cam gândiți la persoana voastră dragă, sunteți îndrăgostiți și într-un fel sau altul parcă nu îi prea acordați atenție, să aveți grijă totuși. Hai să vedem cărțile, cum vă simțiți ca un mare preot? Vă simțiți înțelepți, sunteți foarte frumoși și impunători și sper să rezolvați această, cum să vă spun, ca marele preot, dar să aduceți o protecție divină oriunde mergeți, da? Cu atât mai mult că voi schimbați foarte mult, cum să vă spun, parcă vreți să respectați toate tradițiile, sunteți ușor mai conservatori. Hai să vedem, mai departe am cartea patrului de spade, cred că vă veți odihni sau ceilalți vă percep ca pe o persoană care vrea să-și încarce bateriile, care vrea să se răzgândească referitor la partea aceasta profesională și financiară. Și speranțele voastre sau temerile, dar e vorba de speranțe, vin de la sau se bazează pe un rege de băte. Fie că este berbecleu săgetător, fie că abia a putut ajunge în viața voastră, da, poate fi un berbec, un leu sau un săgetător în tot ceea ce faceți și nu în ultimul rând, dacă mergeți pe acest drum, am optul de cupe, voi o să lăsați în urmă ceva pentru că simțiți că meritați ceva mult mai bun și da, veți avea această tendință a unei ieșiri din zona de confort pentru că lucrurile într-adevăr merg destul de bine. Sunteți destul de bine aspectate. Sper să vă meargă bine, dragii mei, să aveți succes, da, la nivelul acesta al finanțelor și bineînțeles că din câte văd, da, cavalerul ăsta de monede va aduce o prosperitate, dar care nu vine extraordinar de repede, da? Dar aveți regele de monede, deci mai bine de atât nu cred că vă doriți. Toate cele bune, hai să vedem și, dragile doamne și dragii domni din Zodia Pești, ce atmosferă, ce informații, ce energie prezintă.
fie că sunteți preocupat de carieră sau de finanțe, ori de ambele, pot să vă spun așa că acest pachet vorbește de un 4 de cupe ca o plictiseală în care vă aflați. Parcă nici nu vă prea place ceea ce faceți și nici nu prea câștigați așa de mult, sau este aici o oportunitate care vine pentru voi de a ieși dintr-o stare de apatie dacă mergeți cu o anumită, acceptați o anumită, cum să spun, ofertă care vă vine de la un rac, un scorpion sau un pești, sau din pești. Ce frumos, cavalerul de monede! Să știți că pentru voi vine încet, dar sigur, o prosperitate financiară. Ceea ce mă bucură nespus, dragii mei din Zodia Pești, ce știți cu treiul de spade este că încercați să vă vindecați după niște trădări, dar că acum totul este absolut corect, da? Hai să vedem ce anume nu știți. Păi nu știți, dragii mei, de acest trei de cupe, de o sărbătorire, de un nou motiv în care să petreceți timpul cu multă bucurie. Sper să nu fie vorba despre o relație trio. Care este cartea trecutului recent? Cinciul de spade. Voi vreți să negociați, voi vreți ca fiecare să aibă ceva de câștigat. Și ceilalți pare că nu înțeleg acest lucru. Hai să vedem ce vine în viitor pentru voi. Patru de spade. Păi, cred că vine dorința asta poate de a pleca într-o vacanță, de a economisi, de a fi mai liniștiți, mai potoliți, da? Hai să vedem mai departe care sunt cărțile voastre. Vorbim, iată, despre un echilibru, despre o cumpătare. O cumpătare în a cheltui acei bani, în a-i direcționa spre diferite situații. Hai să vedem cum vă percep ceilalți. Acest șapte de cupe chiar vorbește despre reușite la nivelul, cum să vă spun, cu șaptele de cupe. Este o confuzie în care voi vă aflați, da? Și este un echilibru destul de instabil în viața voastră. Și iată ce frumos șaptele de monede. Îmi spune că aceasta este temerea, ca nu cumva să nu fiți recompensați pentru efortul depus și că e mult mai bine să stabiliți de la început care să fie suma, care să fie energia pe care o veți implica. Iar șasele de monede din lou, dragii mei, în afară de cavaler, dar în afară de cavalerul de monede mai am un șase de monede care anunță un cadou, anunță o persoană importantă din viața voastră și sper să vă meargă bine. Iată și destinația, dacă veți merge pe acest drum. 9 de bâte. Veți fi cuceritori, ușor nestatornici, deci este important să vă păstrați buna dispoziție și să reușiți în tot ceea ce v-ați propus. Sper să vă meargă bine, dragii mei, și vă mulțumesc tare mult pentru atenție. Da, să fiți ocrotiți și ocrotitori, dragii mei. La revedere! Pa, pa!